Astăzi vorbim despre 10 sfaturi pentru începători. De-a lungul anilor, noi am considerat că aceste sfaturi sunt cele mai utile pentru un începător, pentru că nu vreți să-i faci în capul calendar și să se poată distra când ajunge la joacă. Totuși, asta e tot ce contează. Să începem! Dacă îți place canalul nostru de YouTube, te rog frumos, subscribe, abonează-te canalului și dacă vrei să primești notificări imediat ce postăm un material nou, nu uita să apeși clopoțelul. Subscribe! Acum! Subscribe! Tot! Subscribe! Subscribe! Numărul 1. Bugetează-ți corect echipamentul. Echipamentul plus replică. Ne referim la întregul tău ansamblu cu care urmează să joci. Evident, îți trebuie o replică, o jucărie de airsoft cu care vei putea juca, pentru că fără nu prea se mai numește airsoft. Dar îți trebuie și echipament pe lângă pentru a putea practica în siguranță. Deci, gândește-te la un buget care să includă și replica și echipamentul. Eu personal îți recomand să pui cât mai mult buget pe replică, pentru că ăla este scopul principal. Dar să nu uităm partea de siguranță. Ochelari, bocanci, mânuși, poate și o vestă tactică de protecție și alte accesorii. Stabilindu-ți și împărțindu-ți bugetul, vei reuși să faci alegerea corectă și vânzătorul te va ajuta în acest sens. Capitolul numărul 2. Alegeți corect jucăria în funcție de bugetul stabilit. Și anume, la ce ne referim aici? Încearcă să-ți alegi o jucărie care să știi foarte clar dacă mai ai sau nu de făcut investiții în ea în viitorul apropiat sau de ce nu undeva în depărtare. Și dacă vei vrea să faci îndepărtare, ce posibilități de upgrade are această jucărie? Dacă ți iei o platformă cunoscută, s-ar putea să ai mari șanse să găsești foarte multe opțiuni de upgrade, precum este M4. M4 este păpușa Barbie a pieței. Pe locul 2 există AK-ul și pe locul 3, 4, 5 discutabil și un subiect polemic. Dar, pe scurt, cu cât îți alegi mai bine platforma, cu atât vei ști clar ce ai de făcut asupra ei. Anumite mărci îți oferă jucării gata scoase din cutie pe care le poți folosi, anumite platforme sunt destinate avansaților, în momentul în care va trebui să știi clar dacă mai investești ceva în ea sau dacă trebuie demontată și remontată corect. Sfatul nostru personal, alegi o jucărie care este gata de folosire scoasă din cutie, fără alte investiții, indiferent care ar fi bugetul. Numărul 3. Alegeți corect jucăria în funcție de terenul pe care urmează să joci sau pe care îți plănuiești să joci. De ce? Pentru că într-un spațiu restrâns vei avea mari probleme atunci când vrei să folosești o replică foarte lungă, pentru că vei da cu ea de toți pereții. În altă ordine de idei, o jucărie foarte scurtă te va dezavantaja atunci când vrei să joci pe distanțe foarte mari, evident pentru că nu va fi capabilă să tragă foarte departe comparativ cu una care are țeava mai lungă. Deci, nu uita, gândește-te unde vrei să practici acest sport. De cele mai multe ori, noi recomandăm o jucărie nici cal, nici măgar, nici prea scurtă, nici prea lungă, pe care să o poți folosi în ambele situații, precum armele de asalt. Capitolul 4. Alegeți cu grijă echipamentul. Mai aici mă refer la partea vestimentară, la accesorii, la protecție și tot ce altceva nu ține de replică. Gândește-te la fel unde vrei să joci. Adică, e un teren mai cu spațiu restrâns, e un teren cu asfalt, e un teren cu boscheți, e un teren cu pădure. Alegeți echipamentul în consecință. Probabil și mai mult ca sigur, dacă joci într-un mediu urban, îți vor trebui niște genunchiere. Mai mult decât într-un mediu rural, unde există foarte mult pământ, iarbă, creni și așa mai departe. Practic, mai puține lucruri care să îți afecteze genunchii atunci când vrei să te pui în genunchi. Asta e doar un exemplu. Lucrurile se duc mai mult de atât. Camuflajul folosit, tipul echipamentului, vrei să fie mai larg, mai strâmt. Ar fi o chestie foarte aiurea să joci într-un spațiu restrâns cu foarte mult echipament pentru tine, desemnat drumurilor lungi, precum sunt evenimentele naționale unde ai de mers, de uiți când ai plecat și uiți când trebuie să ajungi. Dar poți să te antrenezi cu ocazia asta, filmele sunt frumoase și interesante, important este să alegi un model care să-ți placă. Dar, în esență, alegeți echipamentul în funcție de terenul unde vrei să practici acest sport. Capitolul numărul 5. Capitolul numărul 5 leagă 3 și 4, și anume alegerea replicii și alegerea echipamentului. Trebuie să creezi un echilibru între cele două. Degeaba îți faci un echipament pentru pădure dacă replica ta este micuță sau dacă nu poate fi transportată așa cum ți-ai plănuit tu. Astfel, dacă îți place să fugi foarte mult și te consideri că ești un om foarte libace, încearcă să-ți iei o jucărie cât mai scurtă, cât mai light și un echipament de asemenea cât mai light. Dacă îți place să fii mai tactic, atunci poate că justifică o jucărie mai lungă, evident dacă joci într-un spațiu deschis, și un echipament o idee mai greu, care practic îți limitează cumva mobilitatea. Numărul 6. Ascultă recomandările vânzătorului. De cele mai multe ori, el este cea mai importantă persoană care îți poate da sfaturi. De ce? Aici o să zici, domnule, merg la risc, cum adică, la vinde ce vrea el. Da, dar totodată va avea și cea mai bună intenție să-ți vândă niște lucruri cu care să nu vii înapoi. Dacă iei sfaturi de la un jucător de pe teren, care probabil a avut o jucărie toată viața lui, evident că va spune că aia e cea mai bună jucărie și pe aia trebuie să o cumperi. În momentul în care te duci la un departament de servicii și întrebi, domnule, cam care ar fi treaba cu seria aia, din moment ce repară
între câteva zeci și câteva sute pe săptămână, o să poată să-ți spună foarte clar cam care jucărie merge și care nu. La fel și cu echipamentul. Dacă întrebi un jucător de airsoft care este cel mai bun bocanci, probabil că a avut două perechi toată viața lui. Dacă te duci mai departe și întrebi vânzătorul, acesta îți va spune foarte obiectiv care sunt cele mai vândute și probabil că cele mai vândute vor fi și cele mai bune. Probabil că aici vine esența întrebării. Dom'le, oare mă păcălește? Oare nu mă păcălește? Părerea mea personală este că vânzătorul nu are nici un interes să-ți vândă un produs slab pentru că te vei întoarce înapoi cu el. Ca mai simplu. Numărul 7. Ai grijă la echipamentul și la replicile second hand. Acestea sunt bine intenționate de cele mai multe ori, dar trebuie să înțelegi că este vorba de un hobby. Oamenii de cele mai multe ori își vând echipamentele doar atunci când ele nu funcționează cum trebuie sau când au o problemă foarte gravă și atunci de obicei nu le vând pe site-urile publice. Dar, ca și începător, cea mai bună recomandare este să mergi pe un produs nou, cu garanție și cu certitudinea că dacă se strică, ai unde să te duci și unde să-ți rezolvi problema. Second hand-ul, pe de altă parte, poate fi avantajos pentru că plătești un preț mai mic, dar nu se știe niciodată ce găsești în interior. Cât de bune sunt, cât de bine au fost folosite sau întreținute și așa mai departe. De obicei, second hand-ul deja se duce spre partea de jucători avansați care știu ce caută, știu să se uită la un produs și au o oarecare experiență în acest sens. Ca și concluzie, îți recomandăm să mergi pe produse noi cu garanție. Sfatul numărul 8. Mergi la joc. Ieși din casă, lasă teama și du-te și joacă-te cu ceilalți oameni care joacă și practică airsoft. Că sunt cluburi, că sunt grupări, nu contează. Cea mai mare experiență și cele mai bune lucruri le vei observa atunci când vei practica acest sport. Poate o să spui, domnule, pe mine nu mă interesează decât să trag la țintă. Perfect, de acord. Airsoft-ul sunt poate mai multe categorii. Fie că vrei să le colecționezi, fie că vrei să tragi la țintă, fie că vrei să te duci la un joc de airsoft, nu contează. Important este că îți place acest domeniu. Dar, sfatul nostru personal, încearcă să mergi la joacă. Pentru că acest tutorial este adresat începătorilor de airsoft care vor să meargă la joacă. Sfatul numărul 9. Înainte să te duci la joc, îți recomandăm să citești foarte atent regulamentul sau să întrebi dacă nu este scris. Dom'le, cam cum jucați voi? Cam care e cea mai importantă chestie? Care sunt regulile jocului pe terenul vostru? Evident, prima și cea mai importantă este să-ți protejezi ochii. De aici mai departe vor fi reguli cu privire la viteză, la putere, la modul de foc, că e semnică, e auto, la lungimea replicii, cât și multe alte chestii. Dar, pe scurt, citește și întreabă de regulamentul terenului acolo unde vrei să practici airsoft. Sfatul numărul 10 și în ultimul rând, distrează-te. Este foarte important. Distrează-te. Airsoftul este un sport, dar trebuie tratat cu maximă seriozitate. Nu uita să-ți protejezi întotdeauna ochii și nu uita să te distrezi. Totuși, te duci acolo ca să te simți bine. Cum se cheamă? În partea bine. Atâta timp cât îți protejezi ochii, cât protejezi și ochii celorlalți, cât încerci să respecti regulamentul, cât ți-ai ales corect replica, cât ți-ai ales corect echipamentul, încearcă să te distrezi. Dacă ți-a plăcut acest material, dă-ne un like. Dacă nu, nu. Dacă mai ai întrebări sau nelămuriri cu privire la subiectul prezentat, întreabă-ne. Suntem bucuroși să-ți răspundem. Nu uita, ne găsești pe energy.ro și îți mulțumim că ai fost alături de noi. Pa!